Ordinul Ministerului Sănătății se află încă în dezbatere publică. Aprobarea vine să reglementeze serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mentală asociate. În proiectul de act normativ este stipulată și procedura de depistare activă precoce. Aceasta se va efectua tuturor copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 și 3 ani pe baza unui chestionar tip screening care va fi aplicat de către medicul de familie sau de către cel pediatru la care este înregistrat copilul. Chestionarele vor fi aplicate în cadrul evaluărilor periodice efectuate la fiecare 12, 18, 24, 36 de luni ale copilului. Costurile evaluărilor vor fi punctate și finanțate de către Casa de Asigurări de Sănătate conform contractului existent între acestea și medicul de familie sau, după caz, medic-pediatru. Dacă se va recomanda tratament medicamentos, acesta va fi monitorizat de medicul specialist. Costurile tratamentului vor fi suportate de asemenea de Casa de Asigurări de Sănătate.